Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Paul Diaconescu este unul dintre cei mai cunoscuți actori români, cu participări în producții de top și proiecte de televiziune celebre, dar cariera lui are mari șanse să intre într-o perioadă de declin. Cu doar câteva zile în urmă, actorul a fost prins de justițiarul de Berceni în timp ce încerca să se întâlnească cu o minoră de 15 ani. Actorul de 33 de ani a fost surprins în timp ce încerca să se întâlnească, după miezul nopții, cu o minoră de 15 ani. Actorul susținea că nu poate ieși din casă pe timpul zilei din cauza contractului pe care l-a semnat cu producătorii unei emisiuni. Astfel că a fost nevoit să iasă noaptea. În timp ce dădea explicațiile, justițiarul din Berceni l-a filmat de la gât în jos, pentru că nu a acceptat să îi se vadă fața. Eu nu am invitat-o acasă, nu i-am propus nimic indecent. Am vorbit cu ea a doua oară live, am văzut-o la o petrecere. I-am văzut prietenul de atunci. Am întrebat-o dacă mai este cu el, mi-a zis că s-au despărțit. Am zis că cine știe ce se întâmplă, ea vrea să vorbească cu cineva. Mă consideram suficient de matur ca să pot să vorbesc. A explicat actorul, se poate auzi și momentul în care minora spune, te-am întrebat, vrei să fim prieteni sau vrei să avem o relație? Și ai spus relație. Paul Diaconescu a negat că i-ar fi zis că pot avea o relație, nu ți-am spus că putem să avem o relație consumată, ți-am spus că am putea să vorbim pe bancă la ora asta. Este 1:30 noaptea. Ea a spus că poate ieși din casă, că atunci doarme mama ei, că vine pe o bancă să vorbească cu mine la ora asta. A mai spus el. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.